Es muerto! Deci nu cred că nu mai pornesc nici canamul. Hai! Deocamdată merge și cu 2 ori 4. E 4 ori 4, bun. Hai sus! E 4, 4, bun. Cred că... Hă? Hă? Da, mi s-a stricat ceva la diferențialul față. Trage decât spatele și zăpadă mare. Ah! Știu. Da? Lasă-l mai încet să coboare, știi? Ăsta nu mai face frână de motor. Știu. Lasă-l mai încet, nu mai da gas, știi? Mi-a ales, voi, în față, ca pe... De ce? Stai cu doi în față. De ce? Să stai, că poate își revine, mă. Ține numai în lift. Lasă-l în față. Da, și s-a dus. Acum nu mai am decât tracțiune în spate. Sper să pot să mă duc, dacă nu o să mă leg într-oliu și cu
cumva îl ducem la garaj. Da, din păcate, asta e situația. Se întâmplă și stricăciuni. N-a trebuit, dar asta este. Ceva sună, nu știu ce sună, dar sună ceva. Pe asfalt, că n-am rost să mă duc să ăsta. Nu, păi eu vin, n-am treabă, dacă nu mă legăm. Da, asta este, hai să vedem. Ceva sună destul de urât. Nu-mi dau seama ce, dar ceva categoric pe diferențialul față s-a defectat. După cum ziceam și în vlogurile anterioare, la fiecare ieșire, dacă nu eu, alții, ceva se întâmplă. De asta vă și spuneam că este un sport sau un hobby cam costisitor și e păcat să vă bateți joc de jucăriile voastre. Uite acum de tur asta. CF-ul ăsta a pierdut diferențialul față, care până la urma urmelor, că o calculăm în ore de manoperă sau în piese schimbate, sunt costuri care afectează bugetul. Dar să sperăm că o să fie ok și să-l reparăm, să-l pregătim pentru săptămâna ce urmează. Ceva sună tare, dar nu știu ce sună. Auzi cum face?
full gaz. Să la cât decuplează. 94 la oră. Acum măcar să meargă pe drept, dacă nu mai merge pe dealuri. Hai, nasol. Nasol cu tracțiunea spate. Să rămâi într-o pădure sau undeva pe un deal cu zăpadă mare. Că efectiv nu mai mișcă de pe loc. A, se face frig din nou. Acum ți intră în tot sporii frigul. Din păcate se și întunecă și... Dacă nu s-a agățat, nu urc. Ce? Dacă nu s-a agățat, nu urc. Da, bine, dar pe partea la altă e un pic, cred că și mai greu cu asta. Sau mai atunci în capăt, mai e un pic mai lin așa. Or... Asta e mai mult urcătură așa, acolo te pot trage, cred că mai ușor atunci. De-aia zic. Pe șiu. Mereu acolo. Acolo. No, iau înainte. A? Și dacă văd că nu e, mă trec în fața ta, că eu cred că nu prea ai, poate doar acolo la sus, știi? Și iau înainte și o fac pe drept. Vrei să mă duc eu în față? Fata sa-ti faca urme. Claule, du-te in fata si fa urmele. Da, dupa aia m-am prins. Ha? Da, dupa aia m-am prins.
Așa mi-a are din rupe diferențiale. Na, am văzut ce urcă, urcă. Ce nu urcă, nu urcă. Ce să-i fac? Să nu legăm până urcă. Hai, urme. Deocamdată merge și cu 2x4. Să vedem până unde putem. Dacă nu, o să scot troliu să mă găs de băieți. Am unul mai alt, dar sună ceva. Dar am decuplat de fața. Acum am cuplat-o. De ce? Am cuplat acolo sau dacă nu-ți revine, știi? Nu-ți revine, pulă, decuplează. Decuplează, mă, că n-am... N-ai, nu mai... Es muerto! De 3 ori cu scară. De 3 ori cu noroc. Mă, dar bine urca, mă! Ha? Ha? Bine urca, mă! Bine urca, mă! Ce, mă! Da. 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 Bine, acolo mai sări pe el un pic așa în ea, da. Pe unde e asfaltul mai rapid? Aici, nu coborâm la asfalt. Ba da, hai pe aici. Și noi de la asfalt facem stânga și ținem tot asfalt. No, acum, fraților, deci nu cred că nu mai pornește nici canamul. Vezi că am văzut că data trecută a făcut figură în pula mea. Am vrut să-l opresc, să-l las.